funcționează în față că să bagă echipa. Mare, mare. Are pe spate. Salutare! Am ajuns la parcare și mergem spre râul Acheron. Zici portocale? Uite, mă, uite, uite, au început să se negrească măslinuțele astea mici. Un mic bazar aici la intrare și cu legenda zeului Acheron. Suveniruri, magneți și alte minuni. În jur de 10 minute până în locul unde trebuie traversat doar pe apă. Care v-am gândit? Ah, uite un corp acolo. Filmează-l acolo între noi. Asta e limpede pe aici. Mai stați? Mai bine. E cineva în corp. Nu dai seama și cu urlă lupul și șacalul. Haide. Nu urlă niciun. Hai să punem și noi aici, Ioane, niște pietre. Uite, să facem și noi o... Da? Uite și pe mine, Luca, unde? Păi, nenuțul la pod, eu. Uite, văd, frate, văd. Ce faci, tanti Mirela? Aștept pe la mine prin pătura Amazonia. E în Amazonia. Thank you.
noi sunt și îmbrăcați încolo, ia uite. Păi da, mai e mă uscat și mai încolo. Hai mă, că nu e așa exagerat. Este rece, dar nu exagerat. Frumusețea e mai sus. Trecem prin canionul cel mai îngust, unde apa este până la buric și destul de rece. Au, 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 au. Nu e tot, adânc peste tot. Gata, aici se micșorează, gata. Uite păstrăvii, i-am văzut. Îți dai seama, o jumătate de oră dus, o jumătate de oră întors. Ai, e frumos. Da, toată gașca. De o cădere de apă. Vine din dreapta un pârâu de se revarsă în Acheron. Da, da. Uite, acum aici e mai cald. Are porțiuni. Foarte frumos. Aici e rece unde vine. Cam aceasta a fost schimbarea pe râul Acheron. Ne întoarcem că e destul de târziu, apa e destul de rece și ceilalți ne așteaptă la mașină.
Bună, da. Merge. Ne-am obișnuit un pic. Ia uite păstrăvi. Uite-i acolo. Mamă că sunt. Ia uite-i. Ia uite-i acolo, bombi. Păstrăvi. Ia uite-i. Dar cum bag aparatul? Uite-mi în față. Aici e rece băța așa de bine din munte. Deveni mai caldă, are undeva în jur de 10-12 grade. Am văzut o grămadă de pești, de păstră, și mai mici și mai mari. Și aici cred că apa este foarte adâncă, că pare foarte îngust. Cred că ne va ajunge la gât și nu știu dacă vom mai traversa. Wow! Wow! Hi-hi! Atât! Da. Cred că până la gât. Ai! Wow! Vedem dacă e pește. Că ne întoarcem. Mic lac, e foarte îngust canionul și apa cred că are undeva în jur de 1,70 m, 1,80 m. Thank you.
jumate și 3. Ce faci, Neluțu, aici la râul Acheron? Privim, așteptăm... Ce așteptăm? Așteptăm vremea frumoasă. Portocale, banane. Uite aici budele de acolo. Nu sunt alea pe aceea, vidrele? Plajă liniștită, situată într-un mic golfuleț, în șezlonguri pe plajă, nisip fin și apă destul de liniștită. Aici râul Acheron curge în mare. Și acum mergem la o tavernă. De-am văzut că are recenzii bune situate aici pe faleză. O dă până vodul, eu. Ăsta e. Sunt sute de băcuțe, uite.